Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin legea numărul 96 din 20 mai 1998. Conform legii, această zi este marcată de către autoritățile publice și celelalte instituții ale statului, prin organizarea unor programe și manifestări culturale-educative cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului de Interne. Anul acesta, din cauza pandemiei cu noul COVID-19, manifestările publice au fost anulate, însă la nivelul instituțiilor a fost arborat drapelul.